Bună, avem din nou un clip de cumpărături. Am luat o grămadă de chestii, deci o grămadă aici trebuie să vi le arăt. Ca să-i completez cadoul mamei, i-am găsit acești bulbi de crin, nu o să-i mai desfac, sunt așa pentru că sunt prăpuiți. Este pe roz, din ăștia orientali sau ceva de genul se cheamă, și mai am și pe galben, sper că se văd. Sunt în una are 3 bulbi și în una 2, cred că 2 are, și ea mai are pe toate culorile. Acasă are o alee de crin din ăștia, dar am zis să-i mai iau că știu că îi plac și chiar știu că o să se bucure de flori. Ei plac foarte mult florile, i-am luat și acest cuțit că știu că mereu are nevoie de cuțite și m-am gândit la ea când l-am văzut, așa că i l-am luat. Oricum, îi pun în cadou acolo chestii că ea nu se supără, adică cumva nu contează, nu trebuie să iau ceva special sau așa. I-am mai luat și o pensetă, că știu că avea una și s-a fost lăbărțat așa ceva de genul, așa că i-am văzut-o pe asta și i-am luat-o. Mai am și o unghieră, la fel i-am luat, că știu că mi-a zis că nu mai taie, doar că am desfăcut-o. Am vrut să văd dacă taie și da, e ok. Avea ambalajul, dar în fine. Și unghiera asta i-am luat-o și cam atât i-am luat. Să trec la celelalte produse. Doar pentru așa, nu știu, mi-am luat doar strict un necesar, adică chiar aveam nevoie de astea, poate un glos de buze sau nu știu, ceva în plus, dar în rest aveam nevoie chiar. Aceste două oje sunt așa, nuanța asta este asta de pe unghiile mele, sper că se vede destul de bine, este așa o cafea cu lapte sau ceva de genul și este, să vă zic, și nuanța 08 The Final Rose, e din gama asta și asta la altă îi 10 Didium Miss Me, așa este, sunt niște nuanțe naturale pe care eu le folosesc, adică le-aș putea folosi, nu sunt prea extravagante și chestii de astea. Ups. Am luat și acetonă. Asta am luat-o de la Edeka. Era mai ieftin acolo, în rest e 2 euro și ceva peste tot. Acolo era 1 euro și puțin. Chiar curăță, șterge oja, nu am probleme. Mi-am luat aceste antiperspirante, că ei au deodorante, alea care nu persistă, care scrie deodorant, nu persistă deloc, nu țin transpirația în frâu, dar care scrie antitranspirant, mă rog, așa, cumva protejează. Astea de la Rossmann și am luat așa varianta asta activ, pentru că ei mai au, de ce? Ei au două variante care țin transpirația, restul doar pentru miros, care au sute de mii de ediție limitate și așa cu fel și fel de mirosuri, dar nu protejează. Și am una mov care o am acum, care nu prea îmi place, așa că am luat-o pe asta, miroase foarte bine, așa că am luat două variante din gama asta. Am mai luat unul Dove care mie îmi place foarte, foarte mult. Ăsta e mai scump un pic față de ălălalt, dar mi-era dor de gama asta, Invisible Dry, mai este și varianta cu capac albastru, astea simple la miros, fără să miroase prea tare, sunt preferatele mele. Și am luat și din astea, dar nu găsesc acum. Variante, uite, vă cam la fel, variantele astea, fresh, tot așa protejează, că restul care scrie doar așa sunt doar pentru miros. Astea chiar sunt vreo 3, cred, variante din astea și toate sunt ok. Sunt mai bune decât celelalte care nu scrie antitranspirant, dar da. Mai departe, am luat și geluri de curățare pentru față, așa două. Astea le folosesc eu de mult timp și tot pe astea le recumpăr. În total aici, credeți-mă că am cheltuit 100 și ceva de euro, dar în fine, să trecem peste. Uite chestia asta de care nu avem nevoie, dar totuși am luat-o, este Juicy Bomb. Am văzut, recomandat, l-am văzut așa că l-am luat și eu. Cred că e de anul trecut, tot în vogă, dar eu de abia acum l-am luat. Am unul ce-i drept de la Essence, ceva care dă volum, nu știu, l-am văzut la mai multe fete și l-am de un an de zile și de-abia acum am început să-l folosesc. Deci am o săptămână când m-am dat într-una, așa că mi-am luat încă unul, doar că e altă variantă, dar ca idee, glosurile de buze,
Deci eu l-aveam în casă de un an de zile și de pe acum m-am îndrăgostit de el sau nu știu cum să vă zic, dar ca idee înțelegeți voi. Să văd pe unde să le pun ca să nu le încurc, ca să nu vă mai arăt odată. Rimel l-am luat pe ăsta, cel folosesc eu de multe luni, îmi place și tot revin la el, tot îl recumpăr, așa că l-am luat din nou. Îmi place foarte, foarte mult, chiar vă recomand, ca să știți. Stai așa, absorbante, am luat astea, numărul 4, 8 bucăți, am mai luat astea, numărul 3, 10 bucăți. Și am luat și astea, numărul 1, 16 bucăți. Sunt ok, sunt ieftine și nu au plastic, deci sunt bune. Geluri de duș, am luat, stai că ăsta are lipit ceva. Am luat așa varianta asta cu orhidee și vanilie. Îmi place mult ambalajul, este, nu este ediție limitată, văd că, dar ăsta este ediție limitată. Ceva cu miroase fructat. Toate, adică ambele au 300 de mililitri. Chiar sunt drăguți. Ăsta mi-a plăcut mult ambalajul și aveam nevoie și de un gel de ras, așa că era din ediția limitată și am luat la fel. E un gel de ras din ăsta, nu-i spumă, e gel, că mie îmi place să folosesc din ăsta, că e mai ok pentru mine. Așa. Am luat și un odorizant de cameră din ăsta care dau eu așa cu apăs. Este bumbac și ceva flori. Miroase chiar foarte bine, mai am unul ce e aproape gata în baie. Îmi place destul de mult. Am luat și un spray de mobilă. Ăsta e o variantă super bună, la fel ca cel de la Pronto. Și de asta tot îl iau. L-am mai avut de multe ori. Ups. Pentru prietenul meu am luat 3 deodorante, să văd, astea 3 de la Lidl, îi plac mult astea, asta e varianta ceva Polar Fresh, ăsta este Action, ăsta Extra Dry și din camele astea două am luat și gelurile de duș, dar nu găsesc acum, trebuie să pun pauză să-l caut. Am revenit, când sunt multe chestii împrăștiate, nu mai găsesc nimic. Deci din gamele astea am luat și gelul de duș, am luat și din gama cu albastru. Chiar pe ăsta l-am mai terminat acum, trebuie să-l vedeți în produse terminate curând, așa că îl am recumpărat și să le dau la o parte. Așa. Mai am un burete de machiaj, că nu mai aveam niciunul și mă machiez îndată când merg acasă de Paști. L-am luat pe ăsta, l-am desfăcut eu în magazin să nu-mi iau țeapă să fie tare și este moale. Altfel, nu, dacă nu-l desfac, nu pot să-l iau, fiindcă îmi iau țeapă că star și îi arunc doar la gunoi și e destul de scump, așa că da. Și este moale, așa că l-am luat, nu mai știu cât a fost, sincer, nici nu am luat bonul, așa de tare m-a interesat. Am luat și odorizante de toaletă, astea de la Domol sunt un pic mai ieftine ca cele de la Dac, care se cheamă aici Ente și sunt la fel de bune, așa că am luat două, să fie, am amorțit aici, pastă de dinți, am luat la fel două de la Procudent, eu mi-am făcut un pic de stoc, ăsta așa, astea două, vedeți că am luat cam bucăți mai multe, dar în fine, 125 ml fiecare. Și sunt destul de ok, le-am mai avut. Bețișoare de urechi. Am luat două din astea, de la Isana, cu 160 de bucăți. Și sunt bune. Le folosesc atât la make-up cât și pentru cesele făcute. Șervețele. Am luat astea să le pun în ghiozdan, că mi s-au terminat cele pe care le aveam. Astea de machiante ceva, dar eu le folosesc, le pun în ghiozdan. Sunt așa micuțe, le iau de la secțiunea de travel, când călătorești cu avionul, la secțiuni din astea, cumva variante mici, așa că, dar bine, prețurile, prețuie mai mult decât, e mai scump decât iei unul de 30 de bucăți, dar în fine, îmi trebuie mici din astea. Dischete de machiante, am luat un pachet din ăsta de la Isana, cu 140 de bucăți și de la Lidl ăsta cu 100 de bucăți și am mai început una din asta în baie. Sunt ok, astea ambele îmi plac.
periuță de dinți. Am luat așa de la Rossmann, din astea cu perișori de duritate tari, cumva sunt mai tari, 3 bucăți. Și am luat și de duritate medie de la Lidl, 2 bucăți. Îmi iau multe din produsele astea când merg în România, când stau de Paște cu mine. Dar nu le iau pe toate, bineînțeles. Am luat și hârtie igienică umedă. Am luat asta cu, nu știu ce, mușețel, cred. Mai sunt variante, dar asta e ok și la preț. Și sunt și multe șervețele acolo. Am luat și dopuri de urechi. Astea așa, eu mai mult le-am luat pentru recipient, fiindcă am dopuri de urechi, dar trebuia un recipient din ăsta ca să... Eu dorm noaptea cu dopuri, fiindcă aici e foarte, foarte, foarte mare gălăgie. Foarte multă gălăgie. Am niște vecini super nașpa, dar în fine, nu toți suntem la fel. Am mai luat acest, că o dau dintr-una într-alta, acest tel din ăsta. Eu folosesc din ăsta la clătite, la mai multe. Și câteodată, adică mă rog, după un timp se uzează și se lărgește chestia asta și iese pe aici. Chiar dacă o pun înapoi, când domestec ceva, imediat sare din nou. Așa că la un timp îl recumpăr. Adică cumva îl iau din nou și îl arunc pe ăla. Îl înlocuiesc, mai bine zis, că nu-mi găsesc cuvintele. Am luat un creion negru, nu negru, maro. E maro închis, sper că nu se vede negru. Este destul de drăguț. Nu o să-mi fac pe mână, că m-am dat la magazin și m-am spălat de câteva ori și de bea s-o dus cu acetonă. Deci atât e de puternic. Este din gama asta, nu știu dacă se vede. Asta. Și este nuanța Hot Chocolate 02. Ok, să nu se ducă pe aici sub dulap. Am luat și un fond de ten, că aveam nevoie. Deci de asta am dat atât de mulți bani, că tot n-a scump pe astea când zici că 5 euro, 7 euro și se adună acolo o grămadă. Ăsta l-am mai avut de o grămadă de ori și îmi plăcea în trecut. Este pentru tenul gras. Nuanța 105, e ok. Mi se potrivește. Mie nu-mi plac cele care sunt prea închise, fiindcă mă fac ca o cărămidă. Am luat și o mască de față, asta de la Shebens. Cu matcha, cu ceai de ăsta matcha, cum se cheamă, nu știu, în fine. E ok, știu că se zicea la ceai verde, dar nu știu, ăla e altfel, cred că se cheamă. Ăla e green tea, deci ăsta matcha tea, tot ceva ceaiuri, mă rog, plantă. Am luat și o clamă din asta, o înclește, îmi place mult nuanța și a fost 3 euro. Îmi place și că e mat, așa, și îmi trebuia, fiindcă îmi mai prind părul așa cu clamă din asta și amele toate s-au făcut urâte. Am luat 2 ape micelare preferatele mele, eu pe astea le folosesc. Am vorbit o grămadă, am luat și o perie de păr din asta micuță, că aveam nevoie, a fost 1,50 euro, cred. Aveam nevoie să-mi înlocuiesc pe a mea, așa că am luat-o pe asta, o să insist mai mult, dar celelalte erau 7 euro și nu am vrut să dau atâția bani pe o perie. O să-mi iau de pe Sensei la 10 lei, că aici sunt super scumpe, sunt de lemn, pentru că nu erau din alea de plastic, dar da. Am luat un mini șampon micuț la Head & Shoulders, ăsta s-a făcut exact parcă mergi să-ți cumpere aur, ăla mare, așa că mi-am luat unul mic de 90 de mililitri, doar pentru că mi-era dor de el. Și am luat un Saios din ăsta mare, preț avantajos și cantitate mare, la 440. Ăsta îl foloseam eu în liceu, Saios toate variantele și tot așa mi-era dor de el și am zis să-l iau din nou. Am mai luat și această tavă, nu știu cum se vede, pentru torturi și prăjituri. Este din asta mare, cam de, cred că vreo 7 persoane mănâncă un tort de aici, că poți să-l faci înalt. Dacă îl faci înalt așa pe straturi, cred că ajungi la 10 persoane să mănânce, pentru că dacă îl faci, îi pui multe straturi, cred că e ok, sper să fie, că eu îmi trebuie pentru să fac tort, așa. Și mai multe mele chestii pentru pisici, că bineînțeles trebuie să le duc ceva. Le-am luat 6 plicuri, cred că toate sunt la fel, că m-am grăbit foarte tare la magazin și le-am luat ce am văzut pe acolo. Ele mereu așteaptă să le duc ceva, când ajung acasă, direct la geanta mea, să vadă ce le-am adus. Când desfac să-mi iau pijamale și așa să merg să fac duș, să mă pun în pat, când vin de la duș, ele sunt geantă și caută pe acolo.
să vadă dacă le-am adus ceva și bineînțeles că mereu le duc. Și da, cam astea au fost, am vorbit o grămadă, dar da, o să revin cu clipuri din România, cred că într-o săptămână și ceva, că plec îndată zilele astea, dar nu o să filmez chiar atunci. Deci da, pa, pa!